Hei, salut, bine v-am găsit! Vreau să închei săptămâna cu un nou video. Iată, săptămâna asta am reușit să fac chestia asta, câte un video în fiecare dimineață. Și astăzi vă propun o temă foarte importantă, să vorbim despre repere, despre repere pozitive în relație și în relații în general. Și aș fi interesat să stați să faceți o analiză, să vedeți cum arată mediul vostru imediat în care trăiți de zi cu zi, la nivelul relațiilor. Cum sunt relațiile oamenilor care vă înconjoară și dacă, bineînțeles, aveți în jurul vostru cupluri care formează relații într-adevăr fericite, într-adevăr funcționale, într-adevăr sănătoase și optime. Pentru că stăteam aseară și discutam cu cineva într-o videoconferință și încercam să ne dăm seama de ce există atâta tristețe, de ce există atâta revoltă, de ce există atâția nervi în relații și ne-am dat seama că, de fapt, nu există repere. Nu există repere concrete. Dacă dai drumul la televizor, de exemplu, nu vei vedea niciodată exemple de relații reușite, de relații sănătoase, de relații frumoase, de relații funcționale cu adevărat. Nu, vei vedea divorțuri, ceartă, devalorizare, scandal și așa mai departe. Nu se vorbește despre asta. Cărțile de self-help, ca să zic așa, cărțile de dezvoltare personală se orientează pe ideea de how-to, de cum să faci ca să ajungi la o relație optimală, fără să plece de la exemple concrete și fără să explice, bă, uite cum arată o relație care funcționează. Nu am văzut așa ceva până acum. De altfel, chiar sunt curios ce credeți, dacă o carte care să trateze de a fi rapăr, să disece, să zicem, o relație funcțională și fericită dintre doi oameni s-ar vinde. Ați citit așa ceva? Să vedeți cum fac oamenii ăia, ca să vedeți cum au ajuns în punctul în care să fie liberi, să se exprime fără rețineri, să poată să se joace în voie, să poată să aibă fantezii în voie. V-ar interesa așa ceva? Chiar sunt curios. Ce greutăți au avut până au ajuns acolo? Cum au reușit să treacă peste ele? Cum au reușit să se echilibreze unul pe celălalt astfel încât relația lor să ajungă într-un punct extraordinar? Pentru că da, văzând acest balast, acest haos care există în relațiile noastre, văzând în jur doar oameni care nu se respectă, nu se iubesc, nu se, avem tendința să credem că așa sunt relațiile și, de fapt, ele nu au nicio șansă, nu există nicio rețetă sau nu există nicio posibilitate de a avea relații funcționale, relații frumoase. Și nu e așa. Chiar am stat un pic pe gânduri aseară și am rumegat ideea asta și mi-am dat seama că lipsa reperelor este ceva îngrozitor. Și atunci stau și vă întreb, faceți acest exercițiu de imaginație și gândiți-vă ce repere pozitive de relații aveți în jurul vostru și, mai mult decât atât, cum interacționați cu aceste persoane. V-a interesat vreodată să vedeți cum reușesc? V-ați dus vreodată să-i întrebați, bă, cum se face că vă merge atât de bine? Am observat că sunt foarte mulți oameni care imediat ar muta discuția pe bani, de exemplu. A, păi iau bani și își permit. Și chiar discutam cu persoana asta aseară, un bărbat era. Și la un moment dat mi-a trimis un mesaj pe WhatsApp și mi-a zis, bă, zice, banii n-au nicio legătură aici, în povestea asta, n-au nicio legătură cu relația noastră. Cunosc o grămadă de oameni care au bani și care nu sunt în stare să își mențină relația. Deci încercați să intrați puțin mai adânc, mai în profunzime atunci când analizați chestiile astea și nu mai mergeți doar pe zona superficială. A, păi da, că ei au, că ei fac, că ei adrec, că nu știu ce. Nu, încercați să vedeți ce anume se întâmplă în laboratoare, în spatele cortinei, ce anume se întâmplă în bucătăriile acestor relații sănătoase și optime și frumoase. Asta nu înseamnă că oamenii ăștia sunt lipsiți de stări conflictuale sau lipsiți de perioade de criză. Ba da, le au. Numai că au reușit să-și crească nivelul de toleranță și nivelul de reziliență și atunci s-au centrat pe soluții și au reușit mai ușor să treacă peste. Ce părere aveți despre repere? Credeți că dacă
S-ar promova mai multe relații de calitate, relații frumoase, care sigur că există, dar nu au loc să fie aduse în față. S-ar schimba ceva?